Te văd aceeași bun prieten astăzi într-o zi foarte frumoasă, se pare că Dumnezeu ține și cu noi. Și voi preciza oaspeții distinși care sunt prezenți astăzi între noi. Avem pe doamna Guruță Nadea, doamna inspector teritorial, doamna director al Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare și Sfânt, doamna Cotoc Violeta, stimații preoți ai satelor din comuna noastră, reprezentanța autorităților locale, colegi de la alte școli din comună și chiar din municipiu, pe care ne bucurăm foarte mult să-i vedem astăzi din nou alături de noi. Până în acest moment, în urmă cu doar 2 ore, am avut surpriza de a întâlni promoția 1968 alături de doamna educatoare Niculina Andronache și ne bucurăm să-i vedem alături de noi și astăzi. Și-a dorit să fac mulțumiri unor persoane deosebite și unor firme care ne-au ajutat și în ceilalți ani. Cea educatoare Raluca Andronache, doamna Irimia Lenuța, Pădurare Duduța, Luca Ramona, Cârneală Violeta, Melinte Anca, Axinte Anca, Burlacu Bianca, Miron Cristina, Vărvăruc Maria, Gheorghesi Cătălina, Hedric Tiberiu, Verișca Alexandru, Roșu Eugen și, în ultimul rând, preot Logan Gheorghe. Este o muncă de echipă, o muncă realizată împreună, alături de copiii pe care vedeți dumneavoastră astăzi îmbrăcați în zi de sărbătoare, îmbrăcați în costume naționale, și părinții care nu au ezitat să răspundă prezent atunci când i-am invitat să ne ajute pentru a realiza această zi, care sperăm noi să fie una deosebită pentru dumneavoastră. Programul zilei se constituie în vizitarea expoziției Fantezii de Toamnă, pe care dumneavoastră ați vizitat-o deja, apoi un tedeum realizat de către preoții parohi, de preoții din comuna noastră, o slujbă de pomenire, aducând aminte de cei care nu mai sunt pentru noi, și anume de Gheorghe Buzilă și feciorul Mihai. Apoi vom avea un program de cântece pregătit de către domnul Verișcă Gheorghe și de asemenea o șezătoare la Gura Sulpei, în care veți avea surpriza, nici eu nu m-am văzut îmbrăcat în costum național, dar astăzi, fiind zi de sărbătoare, am avut curajul și am avut împreună curajul alături de colegii mei să venim în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta un program reînviat, cel al șezătorii. După care vom lansa numărul 15 al revistei Creiții. Suntem o școală mică, o școală gimnazială cu clasele 1-8, dar uitați, avem o revistă care a ajuns la numărul 15. După care vom avea un cocktail în cinstea invitaților și, nu în ultimul rând, un foc de tabără. Dau în primul rând acum cuvântul preoților pentru a oficia slujba de pomenire a celor care mai sunt printre noi, după care vom... Pentru că noi cu ei ne mândrim și pentru ei venim la școală. Vreau de asemenea